Am întors la Neața. Hai să mai vorbim puțin despre relații. A venit doamna doctor Gabriela Saulea. Salut, mâna, bună dimineața. Bună dimineața. Azi am picat pe un subiect un pic mai pozitiv, dacă pot să-i spun așa. Pornim tot de la un mesaj. Sigur. Al unui telespectator sau telespectatoare? Telespectatoare. Dragă Gabriela, vă citesc că poate nu vedeți până acolo. Îmi doresc o relație ca în filme sau măcar ca cea a prietenelor mele. Dar parcă nu găsesc niciodată persoana potrivită. După primele 2-3 întâlniri, nu mai doresc să ne vedem. Ce sfat avem pentru doamna? Ce sfat avem? În primul rând, dacă ne uităm la acest mesaj, ne dăm seama că această telespectatoare nu își poate îndeplini visul de a avea o relație, pentru că se sabotează măcar în două feluri. Odată că își idealizează relația gândindu-se la povești din filme. Da. De multe ori viața reală nu e ca cea din povești, că de asta poveștile sunt povești și viața reală e viața reală. Rar se întâmplă să știu, nimerești așa pe stradă, cel mai frumos, cel mai bogat, cel mai minunat bărbat care vrea să te salveze pe tine din singurătate. Și fără să lucrezi deloc pentru asta. Și fără să lucrezi. Iar al doilea mod în care se sabotează, prin faptul că se compară cu prietenele ei. Aici este o presiune socială, într-adevăr, în care cumva simțim că dacă prietenele noastre sunt în relație și eu nu sunt, înseamnă că eu sunt mai puțin decât ele. Ceea ce este fals, însă această presiune încă există și o face pe ea să fie cumva sub această presiune. Deci aceste două situații sunt greșite din prima și ar trebui să lucreze la ele. Apoi îmi spune că se plictisește în relații. Și da, 2-3 întâlniri și gata, nu-și mai dorește. Foarte des întâlnesc în programul meu două categorii de persoane, în special femei. Sunt fie acele persoane care n-au mai ieșit la un date de luni de zile, poate de ani de zile, dar îmi spun toți bărbații sunt la fel. Păi... Sunt și bărbați care spun că toate femeile sunt la fel, dar n-au mai ieșit la o cafea cu o femeie poate de un an. Și întreba de unde știi, dacă nu ai mai verificat în ultima vreme. Știu eu. Știu eu că am văzut, mi-au zis normal, prietenele. Toți sunt la fel. Toți sunt la fel, mi s-au plâns prietenele mele de ei. Și mai sunt cealaltă categorie, la polul opus, care sunt mereu într-un fel de semirelație. Adică nu știu, nici în relație, nici nu sunt singure. Okay. Și aceste semi-relații durează, știu, undeva între 2 săptămâni și 2 luni. Adică au tot timpul pe cineva, dar au tot timpul pe cineva. Ele sunt cumva cu cineva, ele cred că sunt într-o relație, după 2 luni s-a încheiat, trece o săptămână, intră tot într-o altă relație de genul acesta, care, iarăși, când te uiți la aceste relații, sunt la Indigo cu același tip de personaj, poate îmbrăcat diferit. Și de asta zici că toți sunt la fel, că tu îi atragi fix tu zici, păi, toți bărbații sunt la fel, mereu îmi fac același lucru. Dar dacă tu te oprești și te gândești, dacă eu atrag mereu, știu, bărbații indisponibili, să spunem. Poate e de la mine. Poate că e de la mine sau poate că asta caut de fapt. Dacă eu am în mintea mea faptul că toți bărbații înșală, să spunem. Tu vei intra automat în relație cu o suspiciune că vei fi înșelată, vei începe să fii foarte în control, în așa fel încât la un moment dat acel bărbat se va îndepărta de tine și va fi cu altcineva. Și iată că ți s-a îndeplinit ceea ce tu știai, toți bărbații te înșală. Deci, practic, dacă te afli în această situație în care mereu ești în relații care se termină repede și intri repede în următoarea, iarăși de la tine. Și atunci, care e metoda potrivită? Care e metoda potrivită? Vreau să mai spun, legat de a doua parte a mesajului ei. Întotdeauna ne raportăm și la colegi. La colegi de muncă, prieteni, prieteni. Și dacă noi suntem într-o relație, întotdeauna ni se pare că relația celuilalt e mai frumoasă. Neștiind relația în adâncimea, în profunzimea ei. Întotdeauna iarba vecinului e mai verde decât iarba noastră. Însă dacă e să ne uităm doar ce postează sau ce povestește prietena noastră, cum vrea să se laude, ce viață minunată are, sigur că este gândești la mine, parcă nu e chiar așa. Mie nu duce gunoiul fiecare seară, mie nu cumpără flori fiecare zi. Nu avea vacanțele alea, dar noi nu știm de fapt cum au fost vacanțele alea, cine le-a plătit și ce s-a întâmplat acolo. Deci raportarea este păguboasă, deci orice comparație este păguboasă. Varianta cea mai bună este în primul rând să faci o muncă cu tine și întotdeauna vin cu soluții concrete. Primul lucru pe care trebuie să faci e o foaie de hârtie. Notați. Chiar luăm o foaie de hârtie. Chiar e o foaie de hârtie. Ar fi ideal să fii cu cineva care se pricepe să te ajute să-ți dea un feedback sau dacă nu vrei să te gândești că poți singură, ia această foaie de hârtie singură. Bun, ce și scrie toate numele acestor domni cu care te-ai văzut tu în ultimii 2-3 ani, să spunem. Mamă. Și la îndreptul fiecăruia vreau să scrii ce anume te-a atras la el. Okay. Ce s-a întâmplat în relație și cum s-a încheiat relația. Ca să poți să găsești care e partea comună. Pentru că dacă toți s-au înșelat, dacă toți erau indisponibili, dacă toți erau căsătoriți, dacă toți erau într-un anumit fel, înseamnă că tu cauți asta la nivel subconștient. Bun. După ce ai identificat lucrul acesta, începi să vezi de unde îți vine. Dai foc la foaie. Sigur, sunt pe tot felul de ritualuri, nu ne băgăm acolo. Dar ca să facem așa o muncă, să vedem ce avem de făcut, mă uit de unde vine ideea asta. Poate am văzut în familie la părinții mei, poate am rămas eu cu ideea că așa e lumea. Hai să văd cum pot să mă uit la alte relații, într-un mod pozitiv. Da.
Și atunci încep să citesc, să caut literatură de specialitate despre relații și încep să exersez. Pentru că, așa cum am spus, relațiile sunt o știință și o artă. Știință înseamnă să învăț despre relații, să știu cum gândește un bărbat sau cum gândește o femeie, să știu ce se așteaptă la prima întâlnire, la a treia întâlnire. Și dacă când în ultimii 10 ani ai stat într-o intim, relație, ai uitat cum se mai face. Uitat. Numai că ai uitat, dar nici n-ai știut, că n-am învățat niciodată lucrul ăsta. Și atunci, după ce înveți, încep să practici. Da. Dar practici la nivel de dating, nu la nivel de semi-relații. Și la nivel amator la început. Joci la amatori. Amatori și ușor, ușor, ai să vezi cum crești până la liga. Vreau să închei conversația cu gândul, în afara faptului că trebuie să conștientizăm singuri, întotdeauna e bine să vorbim cu cineva. Eu întotdeauna recomand să te ajuți pe cineva, pentru că oglinda exterioară îți arată mult mai mult decât poți tu singură, în, vorbind din nou cu tine și punându-ți mereu aceleași gânduri pe care deja le-ai mai avut. Și chiar dacă la noi nu e încă atât de la modă chestia asta de a vorbi cu un ajutor specializat, e de 1000 de ori mai bine decât de a vorbi cu un prieten sau cu familie, pentru că omul ăla nu te cunoaște, n-are niciun interes ascuns și ai o părere obiectivă de la el. De aceea așteptăm în continuare întrebările telespectatorilor. Hai că sunt curios. Și în fiecare săptămână, măcar la acestea. Am luat vreo întrebare la vreun domn până acum? Nu, mai mult domn. Mai doamne, nu? Nu scrieți, nu? Puteți să lăsați un comentariu și alegem câte unul pe emisiune. Mai vorbim puțin despre relații. Mulțumim frumos! Cu mare drag! Era să zic să aveți weekend plăcut, dar e marți. Dar să aveți o săptămână ușoară. Să rămână. Răzvan? Da, am impresia că și domnii scriu, doar noi nu-i alegem. Da, săptămânile următoare vom face dreptate. Aura este în legătură directă cu noi astăzi de ziua.